Strada de Cebal, actuala variantă de ocolire a municipiului Vaslui, va deveni una din principalele artere din interiorul orașului. După ce în zona au fost construite mai multe obiective economice, în cursul lunii iulie 2019, primăria Vaslui a demarat proiectul care vizează asigurarea utilităților publice către noul bazar și târgul auto. Lucrări care vor fi realizate plecând de la utilitățile învecinate de pe strada de Cebal. Bugetul total al proiectului reabilitare strada de Cebal se ridică la suma de 35.047.570 lei, cu TVA. Principalele lucrări propuse pentru reabilitarea străzii de Cebal vizează asfaltarea carosabilului, montarea de borduri noi, lucrări pentru siguranța circulației, amenajare piste de biciclete pe tronsonul de trotuar pe partea sălii sporturilor. Instalația de iluminat existentă va fi înlocuită și se vor prevedea corpuri de iluminat cu LED și rețea de canalizare pluvială pentru dirijarea apelor pluviale.